Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un episod din Kyle în mod cu Longford Town în League of Rovers. League of Rovers îmi este oponenta astăzi în primul match. Ocupanta locului 4, după ce avem cu Saints Patrick's ocupanta locului 2. Și iată că eu care o să joc. Ceva schimbări pe aici. Powell, Gorman, Haverty, Malhall, Mircea. Da, de ce nu? Apoi îl avem pe, bineînțeles, omul care revine, mă, Dylan, mă. Dylan revine într-un final. Mă rog, este în continuare accentat oarecum, dar poate juca. O'Connor, Dacoș, Dacoș, Jocărăl și Haber în atac. Și bineînțeles Skinner în poartă, dar e ca și cum n-ar fi de ani, nici nu l-am zis până acum. Oricum, haideți să începem, jucăm la acasă, va fi un meci greu, 100% va fi greu, asta e clar. Și să înceapă nebunia, mă, friends. Suntem pe primul loc. Ce poate să fie mai tare de atât? O, Doamne, o, Doamne. Haideți să începem partida, oameni buni, și haideți să câștigăm. Bă, data trecută am avut ceva noroc în meciuri, am avut două penaltiuri, am câștigat destul de chinuit primele două meciuri. Cu Ghealu a fost mai simplu, ce-i drept. Am reușit să înscriem un autogol și un penalti. Să spui că e simplu meci și după aia să dai gol din penalti. Bine. Și din autogol. Iată aici pe Mircea. Mircea are viteză și poate trece bine. Fault urât acolo, fără niciun sens, galben clar pentru Doyle. Că animalul prost a intrat, mă. Ia se miră când ia galben. Ce-am făcut? Am dat peste picioare doar. Doamne ferește, nici măcar nu l-am păcat în operație deja. Tu te înmorți, mă. De vreo 60 overall. O centrare acolo, Rooney cu capul. Bă, am râs eu de el că numele Rooney n-a. El probabil vreo 60 maxim overall. Dar totuși, bă. Hai, mă, Mirciucă, ce faci? Mirciuc nu vrea. Skinner. Nu cred, Doamne, bine că a fost puternică aia. Doamne, Skinner, dobitoc, ești, nu poți să arunci până acolo, mă. Ce dracu mai mâinile lui soră ta? O centrare acum și este acolo O'Connor, însă trimitem pământ și după aia ies în afara terenului. O'Connor e bolun de-a dreptul. Ce dracu e neregulă cu tine, mă. Încearcă cum o să fie Rooney până la capă, ce dracu. O Jocărel, Shane. O, da, a plecat bine Haber. Hai cu viteza și cu pace-ul tău. Destul de bun. Nu mai poate atâta, poate. Pasăm înapoi la Dylan, Dylan! Bară, nu cred! Și nu ajunge la timp O'Connor. O'Connor ăsta într-o scădere de formă. Mai ceva ca Enache. Nu vezi că îi plătesc lui Enache o grămadă salariu și nu face nimic în ultima perioadă. O'Connor ăsta îl urmează și el, aparent. Bine, numai că ăsta n-are salariu mare. Stai, e ok, stai acolo că stai bine. Dylan, bună pasă asta, cred. Da, iată, Mirciucă. Bine așa! Bine așa, Chițune, du-te! Mircea, Chițune, pe jos, în spate! Ce dracu, bă! Sinistru. Mircea. O centrare bună! Da, Coști! Viața e cruntă și urâtă când Acoșta stă pe burtă. Ce dracu! Iată aici și expresia de frustrare a antrenorului când vede cât de proști sunteți, mă! O Jocărel, bună pasă. Și pleacă acolo Dylan, foarte bine. Hai, revină cu gol, prietene. Revină sau cu asist, sueti gol. Sueti gol, cu Jocărel și Dylan, mă. Singurii care au jucat bine meciul ăsta, de jur. Ăștia sunt singurii doi care au jucat bine în această partidă. Așa pune bine. Direct poziția e pregătită. În fine, iată aici Dylan pasează decisiv la revenire. A făcut o cursă bună, însă a primit și el o pasă decentă la rândul lui. Ce pot zic, o Jocărel, iată, încă un gol. Încă un gol pentru acest al treilea, dacă nu mă înșel. Pasă bună aici, Haber. Cu un long shot direct în Canali sau O'Connelly, nu știu. Haber, Haber rezistă, n-ai cum să-l deposedezi. Centrare acolo și... Bănel! Bănele! Coel, l-am descoperit pe Bănel, nu vine să cred. Este Bănel Nicoliță. A dat, bă, a dat cu capul la poartă, tu ești nebun. Iubesc FIFA 17 din suflet. Adebayo Rolling Bănel Nicoliță, așa îl cheamă, nu Tobi. Nu Tobi, Bănel Nicoliță. Aoleu, O'Connor, nu-i bine. Centrarea acolo periculoasă, Roberts înscrie 2-1 minutul 91, cred. E bine totuși, e bine că luăm gol în minutul ăsta. Ce pot zic, prietene, îmi pare rău pentru tine. Îmi pare rău că dai doar acum.
Dă-l dracu, mă. Nu mai au timp de încă un atac și se termină meciul 2-1, un meci ciudat de-a dreptul. Faze ciudate peste tot și iată, ce dracu faci cu mâinile pe sus, mă? Merge așa cu mâinile în loc să meargă și el aplaudând ca orice om normal. E, prietene, lua și tu niște goluri astăzi, ce pot să zic cu chelia aia ta? Mă rog, pardon, început de chelie, iertați. Oricum, Sligo Rovers 2, Longford 1, un șut pe poartă pentru ăștia, 2 pentru mine. Și am și toate au fost goluri. Eficiență 100% la șuturile pe poartă în acest meci. Enache vrea să joace în meciul ăsta. În sugestie, boss! Meciul următor este crucial și vreau să joc, pentru că eu sunt Enache, care n-am mai făcut nimic de atâta timp și deja l-am pus pe lista de transferuri. Saint Patrick's, iată, din nou s-au încurcat, sunt la 9 puncte de ei și pot merge mai departe astăzi și probabil să ne asigurăm cât de cât campionatul. Este meciul decisiv, am putea spune, pentru campionat? Eu cred că da. Eu cred că da. Deși cred că mai avem două meciuri cu ei, dacă nu mă înșel, deci... Numai meciurile cu ei probabil și cu Dundalk vor fi cruciale în următoarea perioadă. Oricum o să jucăm cu... Ia să vedem, cu Enaș. Oricum, Longford Town, Saint Patrick's. Cred că este la noi acasă, așa-i. Da, jucăm la noi acasă, probabil unul dintre cele mai importante meciuri de până acum. Dacă batem, ne putem distanța enorm, enorm. Și putem așa și pe cei de la Dundalk să egaleze pe ăștia. Însă nici cei de la Dundalk nu prea mai mișcă. Nu în sensul că smorți. Sau poate smorți, poate s-a prăbușit și ceva avion cu ei. Jucăm pe zăpadă, în sfârșit joc pe zăpadă în FA 17. E prima dată când joc pe zăpadă în FA 17. O, Doamne, sunt foarte entuziasmat de asta. Da. Ia, mă, să vedem zăpada, mă. Ninge, dar nu ninge foarte tare. E zăpadă puțin, dar se va șterne, cred, până la finalul meciului. Toți au gulere, iată, aproape toți ăsta n-are. Ăsta e mai... călduros el așa de fel. Haideți să începem partida, oameni buni, și să câștigăm. Iată, unii au și mânuși. Ok, le e frig la oameni, înțeleg. Pă, mult mai bine cu zăpada anul ăsta, mă. Nu mai te bat, nu te mai enervează de tare la ochi ca data trecută, ca în jocul trecut, ca în 16. Tracy. Foarte bine, Klein, ce recuperare bună. Hei, bă, însă a stat pe loc o grămadă de timp acolo în loc să plece în față și mi-a futut tot planul. Bravo, Heiber. Urcă morții, mătii, că ești vârf. Și spre el este mingea, hai! Băr, bine, s-a lovit de la în față, hai să zicem că n-a fost pregătit, n-a avut reacția necesară. O nouă minge, acum Popescu acolo! Popescu cu capul, periculos. Da Costa, un călcâi bun la Haverty. Este acum Popescu încă o dată, minge aici la Enache. Enache trece bine, Enache pe jos! Ăștia nu mai dau mingea în poartă, că de ce, dragul? De ce să vii toți ca la Galway? Doamne ferește! Haide, Haper, du-te, Haper. Du-te, Haper, du-te, bine, așa, mă, bună preluarea asta, mă. Pasă înapoi. Da Costa, penalti nu. Deși a stat cu spatele acolo ca ultimul drujbar prost. Da Costa, gol! Este revenirea lui Da Costa! Bang, bang! Da, bă, un șut bun, iată. Ce frumos a șutat Da Costa, are un șut bun de la marginea careului, chiar dacă ăsta a fost din careu. Nascimento a mai dat un gol frumos, dacă mai țineți minte. Și iată, și acum își revine oarecum omul. E ok și așa, s-a lăsat avantaj aici, Klein în centru. Foarte bine, Haper. Zeule, te aud, zeule. Vino zeule penalti, Cum dracu să nu vină zeul penalti? Shane McElhaney fautează, ia galben și noi batem cu Enaș. Să batem cu Enaș, am mai ratat cu el o dată. Nu mai batem cu el, batem cu Haper. Fuck it. Haber, tată, bate. Te rog, bate-o, aula, dacă am tare, cred așa e. No, e perfect. Haber înscrie un gol superb. Și este 2-0 cu a doua clasată. Ne distanțăm în campionat. Și totul este bine. Iisuse Hristoase, împăratul. Zeul penalti ne-a ajutat din nou, este cu noi. Haber acum. Haber trece, oare trece bine Haber? Să întoarcem cumva, Haber centrează, Gannon, 3-0, îi distrugem. Haber este fenomen, este Dumnezeu aici, a trecut superb, a centrat ca un mijlocaș de bandă veritabil și Gannon a stat bine, a dat cu capul. N-are cum să nu fie bine, bă, n-are cum să nu fie bine în acest moment. Bună pasa. O, da, Enache!
Mi-am adus aminte de ce te vând, tinere Enache. Mi-am adus aminte, sincer, de ce dracu o să pleci de la echipă. Se scurcă binișor Haberul nostru. Hei, băr, superb acolo. Rezistă la balon, pasă în centru. Dylan în spate, Enache. Enache șutează în blocaj. Gannon, N-a vrut. N-a vrut, dar este final. Când știi cu contra candidata la titlu, bă. 3-0 în acest meci. Scor de neprezentare cu contra candidata la titlu. A doua cea mai bună echipă în acest moment din Irlanda. Haber gol, pasă de gol, omul meciului, fără doar și poate. Enache 7.1, Dylan 7.1. Echipa toată a jucat binișor, să zicem. Skin a avut 7.2, bă, vă dați seama. Într-o asemenea, și un singur șut, însă a avut posesia, 1% numai, mai contează. Oricum urmează semifinala din cupă, oameni buni, și hai să vedem aici și avem, vin din nou tineri, ia să vedem. A, nu, ai update-ul ăsta, mă, Cernat încă n-a făcut 16 ani, din păcate. Se deschide perioada de transferuri, da, mă, asta este, Vita vrea să joace mai mult, Enache mulțumește că l-am băgat. Și suntem în perioada de transferuri și să sperăm că vom vinde de adus. N-avem ce să aducem momentan, trebuie să dăm jucători. Avem însă de făcut antrenamente, ceea ce e extraordinar. Pe cine Klein? De ce nu e Klein aici? Și să crească cineva, cel puțin unul. Doi cresc, iată, Țane crește foarte repede. Cernat, portarul nostru, iată, a luat, a, crește și el, aproape două ratinguri. Uai de cap, abia și să facă 16 ani să le iau în locul lui Skinner. Bun, aceasta este echipa, oameni buni. Skinner în Vita, Gorman, Măglin, Powell, O'Connor, Linkdog, Dixon, Kojo, Cărel, Mirciucă și, bineînțeles, Țane în atac. Meci cu Galway, trebuie să-i batem, să-i eliminăm și să mergem în finala Cupei Irlandei, Cupa EA Sports. O să fie interesant, o să fie cu siguranță interesant meciul ăsta. De ce nu? Meci de cupă, n-am mai jucat de destul de multe episoade, sincer, să fiu de vreo 2-3. Dar tot, oh, pe ploaie, futus pe maică ta. Nu contează, hai să începem. Ok, oameni buni, haideți să începem acest meci, ultimul din acest episod. De ce nu? Uitați dacă mai vreți episoade cu 3 meciuri. Pizdiți butonul de like, mulțumesc pentru suportul în ultima vreme, oameni buni. Chiar episoadele au stâns o grămadă de like-uri și multe vizualizări și chiar vă mulțumesc pentru suport. Mă bucur că vă place această mirobolantă serie. Ok, O'Connor. N-a putut în morții lui Linkdog. Hai, Mirciulică. Na. O, Mircea, bine acolo, trece bine. Mirciulică, trece bine, hai cu el. De ce am încercat cu el? De ce? Îmi place când mă duc, hai cu el, sunt entuziasmat și după ce pierd. O, Doamne, dezamăgit sunt, Doamne. Melody. Sane, joacă oare ca un în meciul ăsta? Ok, Linkdog, ajunge bine indianul. Indianul Linkdog trece frumos. Este acolo cu o jucare la aproape de un gol. Foarte frumos. Melody, foarte bine. Ce? Nu. Cu unde dracu s-a accentat și deci... Trebuie să-l luăm pe Enache acum, care e obosit ca dracu. Pentru că mi s-a accentat Dixon, dracu știe unde s-a accentat. Ia să vedem unde, la ce. Iată, la cot în gură și nu s-a întâmplat nimic și s-a accentat la picior, a călcat strâmb. Ok, ciudat, a luat cot în gură, s-a accentat la picior, bine. În Vita, foarte bine, Powell, frumos. Cu jocărel, pasă bună acolo spre Țane! Bun, mă! Se aruncă acolo, ce dracu mă faci, te-ai aruncat în iarbă, mă. Oh, Doamne, frumos gol, frumoasă pasă, superb, mă. A fost o fază bună, asta chiar a fost o fază bună. Într-un final înscriu și un gol ceva mai complex, să zicem așa, fără autogoluri, fără penaltiuri. Este 1-0 și calificarea în final este aproape, abia aștept primul trofeu, de ce nu, am ratat unul în turneul amical, în primul nostru meci jucat aici, la Longford, asta este, cei la Grimsby au fost buni. Enache, se mai accentează cineva, mă, ce dracu, Țane, o centrare acolo, ce dracu, mă, ăștia dau la poarta lor, iar, mă, ce e cu neregulă cu jocul ăsta? Cum, dracu, de ce a dat cu capul în forță la poarta lui? A vrut să dea peste? Ce a dat la... Bă, Doamne! Oh, nu! Nu se poate! Cu coșmarul vieții mele, Galway! Dați-vă, dracu, bă!
Cum sunt? Cum au trecut de apărare? Bă, cea mai bună apărare. Dia gol de la, cred că, cel mai slab atac. Uite și pe Kaun pe bancă. Bucură-te, ai făcut-o scrucea, mătii, bucură-te. De parcă a dat măta golul ăsta, mă. Este final, mă rog, final. Suntem în cele 90 de minute. Intrăm în prelungiri cu fucking Galway. Pentru că Skinner nu poate opri un șut și apărarea mea a fost dobitoacă de-a dreptul. Sané, Sané, Sané. Makuta. Și Powell, Powell, gol, mă, gol, mă, gol, mă, gol, mă, minutul 112. Bine, așa. Iisuse Hristoase, ai de viața mea, meciul ăsta. Meciul ăsta. Scăpăm cu bine într-un final. Sper din suflet, fucking park the bus cu Galway. Așa am ajuns, dar la cât de obosit sunt ai mei, nici n-am ce să fac altceva. Este final și mergem în finală. Probabil vom juca cu Saints Patrick's acolo. Cred. Cred, sincer. Parcă erau și ei în prelungiri, dacă nu mă înșel. Vom vedea imediat cu cine vom juca. Un meci greu, bal dracu. Am intrat în prelungiri, m-a fost nevoie de un gol în 112. Shamrock câștigă, iată. Vom juca cu Shamrock Rovers în finala cupei. Ce mai vor, mă, ăștia, mă, de la Galway, mă? Ce mai vor? Băi, am bătut în campionat. I-am eliminat din cupă, bă. Ce mai vreți, mă, să vă mai zic de ei? Bă, vă spun un singur lucru. Singurul motiv pentru care ăștia nu se retrogradeze niciodată este pentru că nu există Liga a doua. Saints Patrick's a picat de tot. A picat de tot, Patrick's. Rău, rău de tot. Au fost pe locul 1, puteau să ajungă în finala cupei. Și acum sunt pe locul 3, Dunda, Alchia, egalat, iată la puncte. Și primim ceva mesaje, injured, da, Dixon, va lipsi 3 luni. Să dea dracu. Mulțumește cu jocărel că am încredere în el, cel mai probabil, nici nu vreau să mai văd. 71, crește deja, iată mă, crește aici. Overall-ul, interesant, ofertă, ăștia dau 130.000 pentru Skinner. Se întoarce Hlanti din accentare, probabil o să-l vând și pe el, l-am acolo pe Popescu deja, nu mai trebuie Hlanti. Oricum nu face diferență foarte mare, cred că o să-l dau sincer pe Skinner, dar n-avem portar de rezervă. E o mică mare problemă dacă îl dau pe ăsta. Mă rog, avem portar de rezervă, dar e slab și după aia mai avem portar de rezervă, înțelegeți voi? Nu, nu, lăsați-l, dracu, bă, sezonul ăsta îl păstrăm, dă-l în morții lui. N-are rost pentru 130.000 și așa n-are salariu mare. Derry City data viitoare e ocupantul locului 5. O să avem meci destul de interesant. Overall-ul mi-a crescut. Am ajuns în finală unde am picat cu Shamrock. Iată când va fi finala. Aici. Interesant. Urmează data viitoare perioada de transferuri. O să facem aproape pe toată. 3 meciuri cel mai probabil. Și apoi avem aici finală și încă o lună și încă un meci. Și asta a fost. Cam atât, oameni buni, pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost cu X, aveți o zi mirobolantă. Ciao, les!